Consiliu care receptură de mesaje foarte mare, probabil încă 3200 de oameni pe care are lista de sponsor, Google sau Dorel sau Google Ministru s-a gândit și la mine. Știi? Dar nu e tot cu șlecul pe fantezia, dar mă rog, fiecare face ce vrea pe urmă. Asta era mai interesant să le face în titlu, scurt așa, da. Decât chestia aia. Nu urez în continuare, sunt fericit și eu. De la unde știi tu să urezi dacă nu te duci pe libertatea ta? Da, știi că eu te bucur cu și de libertate. Sorin este din Orăștie. Sorin, tu ce faci? Ești liber astăzi sau muncești? Nu, eu sunt un bucar foarte regulă. Ce? Ce ești? Un bucar foarte regulă. Ia să vedem dacă Orăștie tot. Am înțeles. Carmen din Huvelcea, Sorin din Orăștie, este momentul să începem schimbul de roluri. Astăzi, premiul fiind un aspirator cu aquafilter. Carmen, vom începe cu tine. Te rog să fii atentă la prima întrebare de astăzi. Gică Hagi este fondatorul și patronul clubului de fotbal. A. Farul Constanța. B. FCSB nu este Steaua București. Sau, poate varianta C, Viitorul Constanța. Viitorul? Da, Viitorul bravo. Este răspunsul. Bravo. Bravo. Este să nu ne mai întrebi, da? Ce să știm? Noi avem aici răspunsul. Bravo. Rugămintea este să vă încadrați în cele 5 secunde pe care le aveți disponibile după ce eu termin cu variantele de răspuns. Mergem acum la Sorin. Sorin, denumirea de pandantiv desemnează A. O specie de urs panda care este pe cale de dispariție. B. O bijuterie care se poartă la gât atârnată de un lățișor. Sau C. Cum? B. Bine. Și cum mai spune, există eficiența asta. Da, știu. Oprești motorul cu ăsta. Stai, nu mai pierdem timp. Da. Răspuns corect. Este 1-1 în acest moment. Carmen, ne întoarcem la tine și te întrebăm. Logo-ul producătorului german de automobile Audi constă în A. 4 cercuri interconectate, B. 6 cercuri interconectate, 4 sus și 2 jos, sau C. Este o capcană. Audi este un producător italian de automobile, nu german. Care e răspunsul tău? 6 cercuri interconectate, 4 sus și 2 jos, da? Da. Sorin, e un răspuns corect sau nu? Numele vin diesel se referă la un vin alb,
obținut din struguri, din soiul diesel. B. Așa se spune la benzinărie când alimentezi o mașină pe motorină. Sau C. Este numele unui actor american. Actor american. Și de ce râzi? Răspuns corect. Pentru că e și frumos și n-avea cum să nu știe. Am băgat de 50 de lei. Ai două răspunsuri corecte, Sorina are unul singur și am ajuns la ultima lui întrebare. Suntem tare curioși dacă va da un răspuns corect sau nu. Sorin, denumirea Balenciaga se referă la A. O casă de modă din Spania. B. Așa se numea vasul de pescuit balene din filmul Moby Dick. Sau C. Așa o cheamă pe soția regelui Juan Carlos al Spaniei, doamna Balenciaga. Soția regelui Juan Carlos. Carmen, tu care zici că ar fi răspuns aici? Casa de modă? Da, asta era casa de modă. Era casa de modă, Sorin. Ne pare rău, răspunsul tău este greșit și deja ai două răspunsuri greșite, ceea ce înseamnă că da, tu, Carmen, ești câștigătoare. Iar tu, Sorin, te duci acum. Sigur, sigur. Asta sigur. Se potrivește perfect acolo în taxi. Merge foarte bine. Ești un drăguț. Vă felicităm pe amândoi. Vă dorim un Paște liniștit și fericit. Pentru tine, Carmen, trimitem un aspirator cu aqua filter. Iar ție, Sorin, așa cum ai anticipat, boxa portabilă Samus Vibe este a ta. Vă mulțumim că ați participat la concursul nostru. Ce frumos. Uite că am reușit să dăm premiul în această dimineață. Și e momentul acum să și lansăm o scriere, nu? Pentru marți, da, pentru concursul de marți. Când vă spune aici un mașin de lui Colet Vase.